Victimele Holocaustului au fost comemorate la Chișinău în cadrul unui flash mob. Zeci de moldoveni au aprins lumânări și au ținut un minut de reculegere în memoria celor care au trăit ororile Holocaustului. Acțiunea a avut loc în scoarul din fața Parlamentului. Holocaustul a fost o tragedie enormă pentru secolul trecut, când milioane de oameni, într-un mod organizat, barbar, au fost omorâți, să spunem așa cum este. Și da, noi trebuie să vorbim, să ținem minte, să amintim despre aceste evenimente. Ministerul Culturii a anunțat organizarea mai multor evenimente în cadrul Săptămânii Memoriei, dedicate comemorării victimelor Holocaustului. Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este marcată anual pe data de 27 ianuarie.